Bine v-am găsit. Numele meu este Augustin Daroiu, voi fi gazda dumneavoastră în această după-amiază. Așa cum vă anunțasem săptămâna trecută, continuăm prezentările despre tranzacționarea automată și așa cum ați văzut, tema prezentării din această seară este utilizarea practică a expert advisorilor, inițializarea lor și, cel mai important, optimizarea lor. Ca de obicei, v-aș ruga să îmi comunicați dacă ne auzim în condiții bune, uzând de chat. Bun. Ne auzim în condiții bune. Asta înseamnă că putem începe prezentarea din această seară. Așa cum ați văzut, săptămâna trecută am intrat într-un domeniu pe care tot mai mulți traderi tind să-l abordeze și acela al tranzacționării automate. Așa cum subliniam și în prezentarea de data trecută, tranzacționarea automată ne aduce multe avantaje, dar evident nu vor înlocui efectiv nu va înlocui efectiv niciodată un trader, pentru că până la urmă traderul, noi ca și persoane, vom lua decizia de investire a banilor noștri. Unii traderi însă apelează la acest domeniu pentru efectiv aș gestiona portofoliu, în principiu sper că toți doresc să și-l mărească, chiar lăsând aceste instrumente de tranzacționare automată să le țină loc în fața piețelor, în piețe și mai departe să, așa cum spuneam, să mulțească portofoliu în baza unei strategii gândite de un trader și cel puțin verificată. Dacă data trecută am trecut în revistă toate programele MQL care pot rula pe platforma MetaTrader 4, astăzi ne vom opri punctual la, să zic, cele mai importante astfel de programe, Expert Advisory, care, așa cum le spune și numele, ar trebui să fie un instrumente care să ne ofere informații cât mai precise care să ne ajute în tranzacționare. De la doar a oferi informații până la a tranzacționa în locul nostru nu este decât un pas, este doar decizia personală a fiecărui trader de a-și încredința portofoliu pe mâna unui calculator. Știu că nu toată lumea e confortabilă cu ideea asta, dar câteodată, fără emoții, tranzacționând în aceste piețe, avem rezultate mult mai bune decât noi ca și trader, câteodată căzând în capcana emoțiilor și a diverselor, să zicem, stări sau sentimente conflictuale cu tradingul profesionist. Ziceam expert advisory. Expert advisory sunt cele mai populare programe care se vehiculează pe internet referitoare la acest domeniu, la domeniul investițiilor pe aceste piețe. Le veți găsi sub diverse forme, le veți găsi atât la liber, chiar incluzând și codul sursă la libera discreție a traderului de a-l modifica, totodată le veți găsi și sub forma doar executabilă, adică având doar extensia AX4 și această distribuție este în general specifică distribuțiilor comerciale. Odată instalate în
platformele de tranzacționare, aceste programe pot, așa cum spuneam, să ne ofere informații sau efectiv să tranzacționeze în locul nostru. Trebuie să beneficiem până la urmă de ambele sau de toate avantajele pe care le aduc aceste instrumente de tranzacționare și v-aș invita să nu vă limitați niciodată la a le privi, eu știu, sceptic, ci să încercați să vi le faceți prieten, pentru că statisticile arată că tot mai mulți din cei care tranzacționează în aceste piețe folosesc aceste instrumente ajutătoare pentru a implementa strategii, pentru a deveni profitabil. Cred că fiecare dintre noi, tranzacționând pe aceste piețe, la un moment dat s-a lovit de o barieră puternică, și anume emoțiile, sentimentele care ne copleșesc uneori tranzacționând în aceste piețe. Ei bine, primul avantaj în această arie al programelor MQL, al expert advisorilor, sunt lipsa acestor emoții, înlăturarea dorinței de a marca un profit mic și de a lăsa o pierdere să devină din ce în ce mai mare, chiar uneori necontrolabilă. Toate lucrurile care fac pe cei mai mulți dintre traderii din aceste piețe să plece dezamăgiți după o experiență de tranzacționare care poate dura de la câteva zile la poate câteva luni. Așa că e bine să vă, sau personal v-aș recomanda să faceți lucrul acesta, să dați o primă încredere acestor instrumente și evident să le luați în considerare pe cele care implementează strategii fiabile de tranzacționare și să încercați să le exploatați la maxim. Așa cum subliniam în prezentarea de data trecută de miercuri, principalul avantaj al acestor programe este că ne permit să testăm strategii pe datele istorice. Este cel mai mare avantaj, chiar l-aș pune înaintea avantajului de a ne înlocui efectiv în tranzacționarea din aceste piețe. Testarea unei strategii aduce marele avantaj că nu ne costă nimic, implică puțin timp, chiar foarte puțin, comparativ cu testarea unei strategii pe un cont demo, de exemplu, care ar însemna săptămâni, luni, depinde, poate chiar ani, dacă strategia folosește intervale mari. Și totodată această testare pe date istorice înseamnă și posibilitatea de a finisa acea strategie de tranzacționare. Nici o strategie nu o să meargă întotdeauna, fiecare strategie are punctele ei slabe și tocmai testându-le pe date istorice, aceste strategii le vom putea finisa în așa fel încât să eliminăm acele momente defavorabile și să, în felul acesta, să ne limităm pierderile implicate de acea strategie de tranzacționare. Cum facem lucrul acesta? Am să merg direct în platformă și să și voi lua un expert advisor, care a fost generat cu programul pe care mâine îl voi aduce în discuție, acea platformă Java, XTB EA Builder, un program destinat celor care nu au cunoștință de MQL, cunoștințe ale limbajului de programare, dar care au o strategie în minte și care doresc să o
implementeze într-un expert advisor. Este un program la care au acces toți clienții noștri cu conturi reale, dar evident participarea tuturor mâine nu ține cont de această restricție. Toți cei interesați de acest program să vadă capabilitățile lui sunt invitați să urmărească această prezentare. Așa cum spuneam, la seminarul nostru din Timișoara de pe 25 am creat un expert advisor care folosește două medii mobile ca și strategie de tranzacționare, exploatând intersecția dintre aceste două medii mobile ca și semnal de intrare în piață. Mai întâi trebuie să avem mediul pregătit, să spun așa, adică să ne gândim pe ce instrument vom testa această strategie și să ne asigurăm că avem date suficiente pentru a avea o testare cât mai bună, calitativă și care să ne ofere rezultate cât mai relevante. Din această cauză, am să vă invit să intrați pe fereastra de History Center, acolo locul unde aveți stocate toate datele disponibile și salvate de platforma de tranzacționare de-a lungul utilizării ei. Astfel, datele sunt organizate pentru fiecare din intervalele de reprezentare, începând cu intervalul cel mai mic de un minut, sub forma de perioade în care avem ca și date stocate minimul, maximul, închiderea și deschiderea acelei perioade. Da? Așa cum le vedeți, sunt și chiar reprezentate sub formă de lumânări, pentru că știți bine, aceasta este forma cea mai populară de reprezentare a evoluției prețului în aceste piețe. Bun, în această fereastră vedeți că aveți toate instrumentele de tranzacționare disponibile în platformă și pentru fiecare din ele aveți cele 9 intervale de reprezentare sub formă de foldere. În fiecare din aceste foldere veți găsi datele sub forma aceasta de listă, începând de la cea mai recentă până la ultima disponibilă. Aceste date sunt salvate direct de pe serverele Xtrade Brokers și din această perspectivă trebuie să țineți cont că nu le aveți pe toate la dispoziție. Există niște limitări făcute pe serverele noastre pentru a nu ne supra-solicita serverele cu momentul în care downloadăm aceste date de la servere. Totuși, pentru fiecare din aceste instrumente sunt date suficient de multe încât să avem o testare suficient de convingătoare și de calitativă. Dacă nu avem date pentru un instrument, cu un dublu click pe instrumentul respectiv și intervalul lui de reprezentare, o să vedem, așa cum vedeți pe GBP și EURUSD, sunt sigur că avem date, dar pentru acest instrument, de exemplu acest CFD pe acțiunile SGPS SA, nu avem date. Din ce cauză? Înseamnă că nu am deschis niciodată graficul acelui instrument. Așa că pentru a inițializa datele acestui instrument e nevoie să deschidem un grafic în platformă, grafic care, în funcție de setările din Tools Options Charts, aceste două setări, va downloada totalul sau în funcție de ce limit am pus, datele de la serverul XTB de referitoare la acel instrument. Max bar in history se referă la numărul maxim de bare pe care le salvează platforma în fișierele sale direct pe hard disk
Iar max bars in chart înseamnă numărul maxim de bare afișate la un moment dat pe grafic. În funcție de capabilitățile calculatoarelor dumneavoastră și cât de mult vă interesează ca aceste date să fie afișate, ca, mult ca și dimensiune în timp, mă refer, în funcție de aceasta puteți seta max bars in chart mai mare sau mai mic. Dacă aveți un calculator, nu neapărat mai slab, dar pe care țineți multe ferestre de instrumente deschise, atunci, pentru a optimiza performanțele, ar fi sănătos să fie un număr mai mic. Dacă este un calculator mai slab, iarăși încercați să limitați această valoare, max bars in chart. Dar, ca și max bars în history, aici puteți pune o valoare cât de mare doriți, asta ține doar de mărimea hard diskului de care dispune calculatorul respectiv. Și cum mărimea hard diskului nu mai este o problemă în zilele noastre, puteți duce lucrurile la extrem. Puteți pentru fiecare instrument să cereți practic maximul de date existent pe serverul nostru. Bun, așa cum ziceam mai devreme, pe acel instrument nu avem date. Drept pentru care, cel mai rapid ar fi să deschidem o fereastră, dacă BNP, haideți să mai mergem o dată, ajunsesem undeva la... Haideți să vedem, cred că... De fapt și de vreme nu contează, haideți să luăm un instrument pe care nu l-am mai deschis niciodată. AMCN US. Bun. Odată cu deschiderea acestui grafic, așa cum ați văzut pentru o secundă, Waiting for Update a spus că platforma se va conecta la server și va downloada acel set de date. Mergând cât mai spre stânga, vom cere practic maximul de date existente pentru acest instrument. Și ar fi bine să încercăm acest lucru. Vedeți că pentru acțiuni nu o să avem mai date mai vechi de 2 septembrie 2010, pentru că atunci este data în care am introdus aceste instrumente. Și deci pentru noi nu există date mai vechi de această dată. Așa că în momentul acesta, în momentul în care am deschis acest grafic, așa cum vedeți, el este populat cu date care sunt downloadate direct de la server. Dacă mergem înapoi la datele istorice, instrumentul nostru îl vedeți că deja s-a populat cu date pentru mai toate intervalele. Bun, avem date istorice. Da? La fel de bine în History Center putem să și importăm date. Iar dacă apăsăm butonul de download, vă rog să fiți atenți la acest aspect. Datele pe care le veți downloada nu vor fi de pe serverul Xtrade Brokers, ci așa cum și scrie în acest avertisment, you are going to download data from MetaCode Software Corporation. Asta înseamnă că veți downloada un set de date existent pe serverele dezvoltatorului platformei MetaTrader 4. Da? Date care s-ar putea să nu coincidă cu datele noastre. Datele folosite de MetaCode sunt pur și simplu niște date de test. Probabil luate dintr-un flux de date real, dar așa cum vă spuneam, nu sunt datele de pe serverele noastre. Da? Bun, la fel de bine puteți exporta aceste date sau le puteți importa din diverse tipuri de fișiere. CSV probabil că este cel mai clasic, dar la fel de bine și PRN sau TXT. Fie că le exportați, fie că le importați, aceștia sunt
parametrii de importare. Bun. Ne-am asigurat că avem date. Ce facem mai departe? Mai departe, așa cum spuneam și așa cum ar trebui să fie logic, vom merge în strategy tester pentru că expertul pe care tocmai l-am downloadat sau pe care ne l-a trimis un prieten sau care l-am compus cu XTB EA Builder sau pe care poate l-am scris în codul MQL, în primul și în primul rând trebuie să ne spună că pune în practică o strategie care ar fi fost profitabilă în trecut, ca să o luăm în calcul în acest moment. Altfel, bănuiesc că nimeni nu vrea să-și investească banii doar pe prezumția că strategia asta pe care am compus-o sau am auzit-o sau am primit-o, sigur o să facă bani. Așa că vreau să testez această strategie. Merg pe Strategy Tester, unde am un mediu artificial creat, bazat pe datele din History Center, în care pot testa acest roboțel, să zicem, cum îl numesc traderii mai familiar. Acest expert advisor. Cum se desfășoară lucrurile? Din această listă voi putea alege expertul pe care vreau să-l testez. Mai departe, simbolul pe care vreau să-l testez, să luăm clasicul EURUSD, intervalul de reprezentare al graficului, metoda de testare și aici sunt două metode pe care le-aș aduce în discuție și anume metoda EveryTick, care încearcă să fie cea mai precisă metodă de testare, dar nu va simula perfect mediul real, pentru că datele pe care le avem, cele mai mici, sunt datele de delimitare de pe intervalul de un minut. Asta înseamnă minimul, maximul, close-ul și open-ul de pe un minut. Acelea vor fi tick-urile între care strategy tester-ul va testa expert advisor-ul nostru. Și dacă vă gândiți bine, o să vedeți particular pentru experții care au nevoie de ceea ce se întâmplă pe lumânarea curentă, că s-ar putea uneori să nu strategii testerul să nu ne dea cele mai precise rezultate. Da? Din această cauză, după o testare pe strategii tester pe EveryTick, lăsați o vreme și pe demo experții care au nevoie de datele curente. Cealaltă metodă, metoda Open Price Only, este metoda cea mai rapidă și totodată cea mai precisă, rezultatele ei fiind perfect valabile, pentru experții care nu iau în considerare sau nu au nevoie să știe ce se întâmplă pe perioada curentă, pe lumânarea curentă. În felul acesta, acest mod de testare este perfect pentru ceea ce avem noi, ca și strategie. Strategia pe care o vom testa, intersecția a două medii mobile, pleacă de la prezumția că la momentul deschiderii lumânării curente vom testa dacă pe ultimele două lumânări a avut loc intersecția a două medii mobile, de valori pe care le vom alege noi. Dacă acum în aceste două perioade, acum o perioadă sau acum două perioade, a avut loc această trecere, atunci vom intra într-o poziție conform strategiei respective. Din această perspectivă, pentru că nu ne interesează ce se întâmplă pe perioada curentă, ci doar la începutul perioadei curente, la începutul lumânării curente, verificăm ce s-a întâmplat în trecut, atunci strategy tester-ul ar trebui să ne dea niște rezultate efectiv corecte. Așa că pentru testarea
din această seară o să folosim această metodă de reprezentare. Mai departe, dacă vrem să folosim un anumit interval ca și perioadă de test, o putem face bifând această opțiune și alegând exact intervalul de timp pe care vrem să testăm această strategie. Dacă nu dorim acest lucru, putem dezactiva selecția intervalului. Iar mai departe putem avea și o reprezentare vizuală în timpul testării, dacă dorim acest lucru. Dacă nu dorim acest lucru, oricum vom avea o reprezentare disponibilă la sfârșitul testării, folosind opțiunea Open Chart din dreapta. Mai departe, dacă tot am ajuns în această zonă, vom merge pe primul tab, Expert Properties. În această fereastră avem pe primul tab, pe Testing, avem Initial Deposit, care va reprezenta suma pentru care vom testa acest Expert Advisor cu care simulăm investiția. Mai departe, permisiunea expertului de a tranzacționa atât long cât și short sau parțial, doar long sau doar short. Optimize parameter pentru balance. La fel de bine, optimizările pot fi făcute și pentru profit factor și pe ceilalți parametri. Inputs. Inputs este zona în care vom găsi acele variabile, acei parametri ai expert advisorilor care pot fi schimbați la momentul rulării expert advisorului, la momentul atașării expert advisorului pe un grafic. Așa cum vedeți, avem mai multe coloane. Când facem o testare simplă, când avem în minte un set clar de valori pentru acești parametri, la testare vor fi luate valorile trecute pe coloana Value. Astfel, expert advisor-ul meu, așa cum vedeți, are și un auto-management al marjei disponibile, adică o să folosească, poate să folosească o valoare fixă ca și volum cu care să tranzacționeze sau poate să folosească o fracție a marginii libere pe care și-o calculează el în funcție de ce scriu în această căsuță care corespunde cu valoarea variabilei. Mai departe, alți parametri care ne interesează, avem și opțiunea de trailing stop, dar cred că pe medii mobile nu e la fel de folositor trailing stop-ul. Avem și parametrii celor două medii mobile, cât și variabile de stop loss și take profit, dacă vrem să folosim pe această strategie. La momentul ăsta, aș zice să folosim, nu știu, o medie rapidă, ambele sunt medii simple, aș zice o medie de 15 cu una mai clasic folosită, 89. Așa cum vă spuneam, strategia funcționează în modul după ce a avut loc intersecția între aceste două medii mobile, pe lumânarea următoare deschidem și noi o poziție în direcția sugerată de media mai rapidă. Dacă media mai rapidă de 15, cum am ales-o acum, a intersectat de sus în jos media mai lentă, atunci intrăm short. Dacă nu, dacă situația este invers, media mai rapidă vine de jos în sus și intersectează media mai lentă, după ce a avut loc această intersecție, deschidem și noi o poziție de cumpărare. Nu o să folosim inițial stop loss și take profit, o să mergem efectiv pe această strategie care,
nu va menține decât o singură poziție deschisă. Semnalele de inversare, practic, fiind și semnale de închidere. Da? Suntem pe un buy, când avem condițiile de deschidere a unui sell, închidem buy-ul și intrăm pe sell. Mai departe, nu ne rămâne decât să acceptăm aceste valori și să pornim o testare. Pentru, să zicem, deliciul nostru, voi lăsa și o reprezentare vizuală. Voi apăsa butonul de start și așa cum ați văzut, am avut un test care a decurs destul de rapid. Ne putem uita în grafic, dar cel mai bine ne putem uita direct în ferestrele care avem răspunsuri, în ferestrele care ne aduc răspunsuri, și anume pe fereastra graf pentru a vedea evoluția balance-ului strategiei noastre. Și vedeți că n-am stat deloc rău în toată această perioadă, de la 12 noiembrie 2010 până la momentul curent. Strategia noastră a avut momente mai bune decât momentul de final, care îl vedeți, s-a terminat undeva în zona 12.000 de dolari. Am fost și ca maxim la 17.000. Ne-am ținut destul de bine și la 15.000, deci un randament rezonabil de bun pentru 8 luni de tranzacționat. La fel de bine, pe tabul Results vom vedea și trade-urile. Le vedeți volumele folosite, vedeți profitul realizat la închiderea pozițiilor respective. Vedeți efectiv ce s-ar fi întâmplat tranzacționând pe această strategie pornind de la data de 12 noiembrie. Report. În raport vom avea întotdeauna toate datele concludente ale testului. Vedeți informații despre gross profit. Vedeți informații despre gross loss. Vedeți procentual profit factorul, maximum drawdown, câte poziții am avut și toate aceste informații. Dacă le vreți să vedeți efectiv ce înseamnă fiecare în detaliu, help topics, automatic trading, strategy testing, și aici aveți detaliate atât metodele de testare, da? Cât și în modul de interpretare a rezultatelor. Ce înseamnă fiecare din acești parametri? Da? Bun. Pe tabul Journal o să vedeți dacă au fost ceva erori la execuția strategiei respective. Așa cum vedeți, pe testul nostru totul a fost ok, nicio eroare raportată în acest jurnal. Ce vedem? Vedem că strategia noastră a funcționat. Per total avem un randament de 14%. Dar cred că toți vrem mai mult de 14% în noiembrie până acum, în 6 luni de tranzacționare, nu? Așa că următorul pas este să încercăm să optimizăm această strategie. Platforma de tranzacționare MetaTrader-ul nu, dar răspund întrebării dumneavoastră, dacă platforma are vreun astfel de robot încorporat la care am putea detalia noi alegerea tipului de medii mobile. Platforma de tranzacționare MetaTrader nu are un astfel de robot inclus, dar dacă aveți deja un cont real cu noi, o să vedeți mâine această
acest program XTBE Builder, care vă permite să creați foarte ușor acest expert și în felul acesta puteți să-i specificați dumneavoastră ce tipuri de medii mobile vreți să folosiți, dacă shift, dacă nu, money management și toate aceste lucruri. Dacă aveți un contract cu noi și nu vă descurcați în EA Builder, nu ezitați să uzați de datele mele de contact ca să încerc să vă ajut în crearea acestui expert advisor. Bun, am zis că strategia merge binișor, ne place, mai trebuie șurubărit un pic la ea, nu? 14%, da, ați văzut că a putut și mai bine de atâta. Cum facem lucrul acesta? Vom face o testare optimizată a acestei strategii. Ce înseamnă optimizarea? Înseamnă că de data aceasta vor fi luate în calcul valorile de pe start, step și stop. Ce înseamnă fiecare? Înseamnă că practic voi face combinații ale variabilelor până voi găsi cea mai bună combinație de variabile care mi-aduce rezultatul cel mai satisfăcător. Astfel, așa cum ați văzut, una din variabilele care influențează profitabilitatea unei strategii este evident valoarea marjei blocate. Așa cum ați văzut, am încercat cu 10%. Dar haideți să oferim mai multă libertate și să începem și să alegem ca această variabilă să aibă valori de la 10% și crescător cu câte 5% până la, haideți să zicem, nu mai mult de 30%, da? Că așa zic toți cei care vorbesc despre money management, maxim 30% din cont blocat în marjă pentru tranzacții. Mai departe, ce să mai optimizăm? Haideți să vedem cum mediile astea. Am ales-o cam aleator pe cea de 15. Nu cred că au folosit cineva până acum media de 15. Dar totuși ne trebuie o medie rapidă. Haideți să încercăm de la media de 5 până la media de 25. Ok? Ca și parametrii ai mediei mobile. Și totodată media lentă. Haideți să încercăm de la media clasică de 50 pentru euro USD intervalul de oră până la media de, haideți să luăm 150. Da? Vom face combinații ale acestor valori în limitele pe care le-am enunțat, să vedem care dintre combinații ne dă cel mai bun rezultat specific pentru euro-USD intervalul de o oră. Da? Când testăm optimizat în funcție de numărul de variabile, s-ar putea să avem ceva timp în care calculatorul va fi blocat în această testare. Drept pentru care, pentru a elimina sau a termina cât mai rapid combinațiile care nu se încadrează profilului nostru investițional, putem să mergem la acești parametri de optimizare și să spunem: nici măcar nu mă mai interesează acea combinație care din 10.000 îmi scade sub 8.000 balance-ul. Ok? Cred că nu vrea nimeni să-și limiteze profitul. Maximum drawdown. Iarăși. Un maximum drawdown mare înseamnă că îmi va aduce va fi o strategie cu risc mare pentru contul meu. Dar deja l-am limitat practic când am zis balance numai puțin de 8.000. Da? Consecutiv loss. Și ăsta poate fi un parametru. Dacă pierde mai mult de 1.000 de dolari pe un șir de tranzacții, nu mă mai interesează. Sau numărul de tranzacții proaste. Da, tot acești parametri pot fi folosiți pentru optimizarea optimizării
în sensul de a salva niște timp în care stăm sau ne folosim calculatorul. Odată hotărâți, apăsăm OK-ul și de data asta, evident, Visual Mode nu ne va mai ajuta niciun fel pentru că nu vom avea nicio reprezentare vizuală a acestor combinații, ci pur și simplu vom avea niște cifre. Odată hotărâți, apăsăm butonul de start și vedem două nouă taburi apărând după settings, Optimization Results și Optimization Graph. În aceste taburi vom avea informațiile despre strategiile, despre combinațiile respective și valorile lor. Haideți să mergem prima oară pe Optimization Graph. Optimization Graph poate fi sub această formă sau zic eu că mai concludent este această reprezentare în funcție sau ca dimensiune având balance-ul și combinația respectivă. Așa cum ați văzut, au fost 1088 de variante testate până la capăt din 1280 luate în calcul. Aici pe Optimization Graph, graficul respectiv ne arată pe vârfuri unde a fost balance-ul fiecarei combinații. După cum vedeți, în această perioadă în care am testat acest expert, așa cum ați văzut, este din noiembrie 2010, cea mai bună combinație de medii mobile în acest fel folosită a fost media mobilă, așa cum scrie pe grafic, de 25 cu media de 55, iar pentru a obține randamentul ăsta am blocat în marjă 20% pe tranzacții. Așa cum vedeți, mai sunt și alte combinații care au funcționat destul de bine. Media de 25 cu 65, nu același randament. Media de 25 cu 55, dar de data asta cu expunere mai mică. Și media de 12 cu 80, nu a adus un rezultat formidabil, dar și iarăși un rezultat important. Cel mai precis, mergem pe tabul Optimization Results, ordonăm după coloana Profit și vedem care din combinațiile noastre folosite n-au adus profit. Și acum vedeți, conduce combinația 25 cu 55 pe majoritatea pozițiilor fruntașe, 25 cu 65, 12 cu 80, 21 cu 90, 12 cu 80. Uitați câte combinații de medii mobile folosite în acest fel pot aduce rezultate profitabile. Și așa cum vedeți, profitul de 23.000 pe cea mai bună combinație față de cei 10.000 folosiți în acest test nu e un randament deloc rău pentru numai 6 luni de tranzacționare, folosind această strategie cu această expunere și cu parametrii rezultați din această strategie. 25 cu 55. Bun. Dacă am găsit varianta câștigătoare, atunci zic eu că ar mai trebui făcut un singur pas, o testare particulară și văzut exact cum a mers strategia respectivă și pe unde mai putea fi finisată. Haideți să dăm și un open chart, să-l facem mai ușor de citit. Și să vedem cum au stat lucrurile. În acest mod de reprezentare veți vedea tranzacțiile pe grafic cu linii albastre buy-urile și cu linii roșii
Sellurile, în funcție de poziționarea ieșirii față de intrare, vă dați seama dacă au fost sau nu au fost profitabile. E, și acum putem sta foarte bine să disecăm un pic strategia noastră. Vedem că nu s-a comportat foarte bine la range. În această zonă a intrat pe o tranzacție short când nu avea practic de ce să intre. Chiar vedeți un shooting star aici care ar fi fost semnalul de alarmă că puteam ieși mult mai devreme din această tranzacție pierzătoare, chit că am fi luat-o în condițiile acestea. Mai departe, un buy care putea fi închis în profit mult mai devreme decât folosind semnalul de ieșire oferit de această combinație de medii mobile, un sell pe care l-am prins fericiți și eu știu, poate mulți am fi fost tentați aici să ieșim, dar care urmând strategia ne-a adus un profit considerabil. Evident, alții ar fi ieșit aici, aici, niciodată, așa cum spuneam, impactul emoțional asupra traderului este destul de mare și emoțiile, în general, sunt cel mai mare dușman al traderilor în aceste piețe. Da, o să schimb și culorile mediilor ca să fie mai ușor de citit. Media albastră este media de 25, iar media roșie este media de 55. Și acum vedeți, ceea ce fac de fapt și de drept în acest moment este filtrarea tranzacțiilor proaste. În acest fel încerc să perfecționez strategia pe care am gândit-o prin acest expert advisor. Ceea ce e de văzut, zic eu că în primul și în primul rând ar trebui să ieșim cumva mai repede din tranzacții. Iar un alt filtru probabil că ar veni din partea, eu știu, a geometriilor. Dacă putem ieși mai repede din tranzacțiile proaste, cum am putea face lucrul acesta? Eu zic că stop loss și take profit pot fi niște parametri care să ne perfecționeze această strategie. Mi-ar lua ceva timp să măsor volatilitățile și cam când ar fi trebuit să ies, dar cel mai ușor, având acest expert advisor la dispoziție, de fapt și de drept, voi încerca un stop loss variabil între, eu știu, 10 și 50 și un take profit începând cu la, hai să zicem că mergem cu 1 la 3, de la 30 din 10 în 10 până la 150, dacă tot am pus 50 acolo. Voi mai încerca o testare optimizată să văd dacă lucrurile le pot îmbunătăți în acest fel simpluț. Bun, să bifăm și opțiunea de optimization și să vedem dacă în următoarele 2-3 minute cât va dura această testare vom obține ceva rezultate mai bune folosind aceste două limite. Lucru care este până la urmă și un lucru bun, niciun trade n-ar trebui să plece fără stop loss. Vom vedea imediat cum stau lucrurile. Aș vrea să vă întreb dacă sunt sau s-au ridicat ceva întrebări până la acest moment referitoare la tranzacționarea automată în general sau poate particular la ceea ce am prezentat în această seară. Da, desigur. Dacă se pot închide manual tranzacțiile, evident că se pot închide manual tranzacțiile. Așa cum spuneam, expert advisor nu înseamnă roboțel, nu înseamnă că trebuie să tranzacționeze neapărat în locul nostru. Expert advisor înseamnă practic un expert sfătuitor. Asta înseamnă advisor. Da? Un instrument care să ne arate
momente de intrare în piață pe baza unei strategii. Aș putea zice că lucrează mai bine noaptea. Ea zice că strategiile funcționează indiferent de oră și timp, de oră și eu știu ce piețe sunt deschise și instrument. Tot ceea ce trebuie să facem sau de ceea ce putem beneficia pe folosind strategii tester, putem să perfectăm aceste strategii. Asta am încercat introducând acele două variabile, stop loss și take profit. Haideți să vedem pe optimization graph cum stau lucrurile. Vedem deja alte cifre. Vedem, zic eu, în această zonă, mi-ar place să desenez, dar nu pot pe strategii tester. În această zonă, la 73.000, vedem foarte multe combinații care dau un rezultat bun. Da? Vedeți foarte multe spike-uri ajung în această zonă. 73 și 574. Și mai departe, multe combinații care lucrează bine în jurul lui 34.000. Deci iată că folosind acești parametri, s-ar putea să îmbunătățim mult strategia noastră de tranzacționare. Haideți să mergem pe Optimization Results să vedem cine ne-a făcut cel mai fericit aducându-ne 96.000 randament în 6 luni de zile. Ei bine, combinația de medie rapidă de 21 cu o medie lentă de 90, folosind un stop loss de 45 și un take profit de 110. Acesta pare a fi vedeta. Iar așa cum vedeți și expunerea a fost pe măsură 1.03. Această combinație ne-a adus un randament de, vedeți bine, destul de sănătos, 900%, aproape de 1000% în numai 6 luni de zile. Povestea e cât de bine am fi respectat noi ca și traderi strategia și cât de bine a putut să o respecte expert advisor-ul. În 6 luni de zile, total trades 29. Asta ar însemna vreo 5 trade-uri pe lună. Cred că puțin traderi rezistă să facă acest număr de trade-uri. Mai mult ca sigur că dintre cei mai pasionați nu lasă câteva ore platforma nesupravegheată. Chiar nu cu puțini dintre clienții mei am avut discuții de și când m-am trezit la 3 noaptea că se deschisese Japonia, am făcut asta sau asta. Da? Deci nici noaptea nu o lasă nesupravegheată. Dar un expert de genul ăsta, care a urmat cu rigurozitate disciplina, vedeți bine cam ce rezultate a adus. Și nu știu dacă sunt niște rezultate izolate, vedeți bine că sunt multe combinații care cam ajung la aceleași rezultate în folosind diverse combinații. Am văzut întrebarea noastră despre slippage. Slippage este exact imediat. Este exact parametru acesta, Enable Maximum Deviation from Quoted Price, care ne spune cu ce toleranță acceptăm să ne fie deschise ordinele în momentelor de volatilitate față de cotațiile pe care le vedem pe ecran. Au fost puși 3 pips în caz că prețul se mișcă foarte turbat, să reușim totuși să intrăm în tranzacție în momentul în care dorim să o facem. Bun. Mai departe, fiecare trader își va sorta strategia de tranzacționare. Și un filtru cinstit ar fi și drawdown-ul. Da? Riscul de a pierde din banii noștri. Și acum vedeți combinații care, evident, aduc randamente mai micuțe, înseamnă și drawdown-uri mai micuțe. În funcție de range-ul pe care îl acceptăm, vedem
că avem de unde alege. Da? Bun. 12.000, 100% acțiuni cu un risc de 12% din cont, de fapt 130% cu un risc de 12% din cont. Cred că avem și rezultate mai bune de atât. 160% cu 13% risc. Cred că dacă ajungem pe la 20%, lucrurile stau mult mai bine. Am făcut un 300% cu un risc de 20%. Deci depinde de fiecare dintre trader să-și aleagă combinația care o crede câștigătoare și care o crede ca și strategie fiabilă, eventual să o mai finiseze și mai departe să, eu știu, să o pună în practică și să facă bani. Că nu ne uităm pe piețele astea doar ca să vedem ce impact are speech-ul lui Trichet sau lui Bernanke, nu? Ne uităm în piețele astea în speranța că vom găsi o modalitate de a face, de a fi profitabil. Bun. Mâine. Da, desigur că există și o variantă în limba română a platformei. Cereți consultantului dumneavoastră fișierele pentru limba română. Mâine, așa cum v-am menționat mai devreme, vom vorbi despre XTB EA Builder, o platformă Java care ne permite foarte rapid să construim expert advisors bazați pe diverse strategii. Dacă aveți plăcerea și timpul, evident, vă aștept mâine de la ora 5 pentru a urmări această prezentare. Dacă între timp se ridică întrebări referitoare la tranzacționarea automată în general și poate mai particular la ceea ce am discutat în aceste zile, nu ezitați să ne auzim. Am să vă transmit tuturor adresa mea de e-mail. Și totodată numărul meu de telefon. Nu ezitați să ne auzim. Mai sunt întrebări? Da, există o înregistrare a acestei prezentări. O puteți primi dacă solicitați acest lucru. Dacă nu mai sunt întrebări, pentru programare în Java, nu o să facem programare în Java. O să avem o platformă creată în Java care ne va permite foarte ușor să creăm acești expert advisori. O să vedeți mâine despre ce este vorba. Bun. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată. V-aș sugera să vă faceți prieteni roboței de tranzacționare, pentru că știu că mulți dintre noi nu avem timp să urmărim piețele așa cum ne-am dorit să o facem. Ei o pot face mult mai bine decât noi și avantajul de a tranzacționa fără emoții, fără, eu știu, nevoia de a lua o pauză, tranzacționează și când dormim noi. Practic, sunt omniprezenți în piețe și de ce nu calculatorul, vrem nu vrem, a intrat în viața noastră de ceva vreme. Așa că de ce să nu îl exploatăm? O seară bună în continuare și pentru cei interesați, ne vedem mâine de la ora 5 când vorbim despre XTB EA Builder.